stimați colegi, vă propun să începem ședința noastră ordinară a Consiliului Județean. Prezenți 32 din 37 din Consiliul Județean, deci putem începe lucrările ședinței. Pe ordinea de zi, ținând cont de problemele din ordinea de zi, la întâlnire au fost invitați să participe toți directorii unităților subordonate Consiliului Județean, directorii executivi și directorii executivi adjunți ai Direcției Aparatului de Specialitate și reprezentanții mass media. Pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28 decembrie 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate a Consiliului Județean și din instituțiile și serviciile publice din subordinea acestei. 5. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău, valabile în anul 2019. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate, conform hotărârii Guvernului din 2004, cu modificările și completările ulterioare valabile în anul în curs. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 276,5 metri pătrați de zona drumului județean DJ119, amplasat pe strada Silonsului, localitatea Orteni, județul Bacău, aflat în domeniul public al acestui Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri, în favoarea secției Delgazului de Sanj. 8. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achiziție a 6 loturi de teren intravilat, având categoria de folosință, curții construcții, situate în municipiul Bacău, aflate în proprietatea unor persoane, prin procedura negocierii directe, astfel cum a fost acesta reglementată în anexa din hotărârea Consiliului Județean din 228-2018, privind aprobarea regulamentului privind achiziția de bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului general de trafic cu aeroportul pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean 52 din 2015 privind concesionarea echipamentului de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun, sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, modificările și completările ulterioare. 11. Proiect de hotărâre privind acordul județului Bacău în calitate de vecin, în vederea construirii, schimbarea destinației imobil din locuință în pensiune urbană, un restaurant la parter și extindere cu terasă la parter, situat în strada Păcii, numărul 13, municipiul Bacău. 12. Plan strategic, cuprinzând principalele obiective, acțiuni și indicatorii de performanță minimal pentru serviciul polițienesc, recomandat de Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2019. La punctul diverse, s-a propus după publicarea ordinii de zi în cotidianul nostru următoarele proiecte de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului, realizare și modernizare drum județean 117, poduri de la kilometru 17 kilometru 21, o lungime de 4,2 km, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Punctul 2 de la diverse, proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat pentru realizarea acestui obiectiv. 3. La punctul diverse, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării proiectului Dialog Francofon Vector de Comunicare Interculturală, pe care îl retrag pe ordinea de zi. 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău din 16 aprilie 2018. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și județul Bacău, instituția prefectului județului Bacău, municipiul Bacău și aeroportul internațional George Enescu, în scopul organizării de reuniuni sau evenimente necesare promovării exercitării președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Cu mențiunea punctul 3 de la punctul divers, îl retrag de pe ordinea de zi, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Nu sunt. Da, cuvântul pentru primul punct al ordinii de zi, doamnei Dumitru Gabriela, șef serviciu juridic, care astăzi e domnul secretarul de județ. Vă rog pentru a spune spre aprobare de procesul verbal la ședința de aprobare. Articolul 42 alineatul 5, formulat în poziția articolului 98 legea administrației publice locale 215/2001, la începutul fiecărei ședințe, secretarul se pune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile legale, vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 decembrie 2018. Vă supun spre aprobare procesul verbal. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Nu sunt. Punctul 2 al ordinii de zi. Am să rog doamna director Saba Anca Trebuie la Direcția de Resurse Umane. Vă rog, sinteza materialului. Reorganizarea organizată cu partea de coordonare a unităților coordonate guvernanță corporativă aflată în cadrul Direcției Resurse Umane PNG, de 24 funcții publice, prin schimbarea denumirii cu partea de coordonare a unităților coordonate la COP, s-a înființat cu partea de guvernanță corporativă o unitate de sănătate și securitate în muncă, în cadrul aceleași direcții prevăzute cu 3 funcții publice. De asemenea, deschiderea cu partea de transportului din cadrul Direcției Tehnice Investiții și Lucrări Publice și trecerea lui în afara acestei direcții ca o entitate de ține organizarea unității de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și schimbarea denumirii în Unitatea Județeană de Monitorizare a Serviciilor de Sanitate, potrivit adresei Ministerului Fondurilor Europene, prevăzut cu 4 funcții publice de execuție vacante, reorganizarea Direcției Juridice și Administrației Publică Locală, petrecerea în afara acestei direcții a două compartimente, respectiv compartimentul de lucru Consiliului Județean și compartimentul Control Oficial și Transparență Decizională, ca entități de sine stătătoare în aparatul de specialitate al Consiliului Județean, am prevăzute cu 3 posturi, respectiv 4 posturi pentru ultimul compartiment. Pe total aparat propriu s-au desființat 9 funcții publice de execuție vacante, o funcție contractuală de execuție vacantă și s-au înființat 10 funcții publice de execuție. Am în vedere că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a acordat aviz favorabil funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și că toate aceste modificări s-au făcut în cadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Consiliul Județean de către prefectul Bacău, consideră necesar și oportun inițierea acestui proiect. Mulțumesc, doamna director. Vreau să mă fac convențiune. Este o primă formă, o primă modificare pe care vinem în fața Consiliului Județean. După finalizarea evaluării performanțelor profesionale a fiecărei direcții, a fiecărui serviciu, a fiecărui compartiment și a fiecărui salariat, vom veni din nou și după aprobarea bugetului în Consiliul Județean, vom veni din nou cu modificări în Consiliul Județean pentru a ne încadra în buget și pentru a fi mai eficienți. Am acesta, ținând cont că este un an în care ar trebui să-și spună cuvântul investițiile și proiectele de investiții care le avem în infrastructură pe diferite domenii și pe care noi le-am aprobat în decursul anului trecut. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții.
Dacă nu vă supun spre aprobare acest proiect al ordinii zi, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Nu sunt. Punctul 2 la ordine de zi. Tot doamna director Sava, vă rog, doamna director, expunerea de motive, o sinteză. Ministerul Educației Naționale a transmis statutul conform de organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special cu special din județul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Bacău a transmis statutul conform de organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar special de stat, precum și lista comunităților de învățământ pentru activitățile extrașcolare. Precizăm că instituțiile de învățământ special din județul Bacău sunt unități cu personalitate juridică, finanțate din bugetul județului Bacău și coordonate prin metodologii de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, iar potrivit Legii Educației Naționale pentru învățământul special liceal și special post-liceal, liceul școlar se organizează de către Consiliul Județean cu ajutorul conform al Ministerului Educației Naționale. Considerăm astfel necesară inițierea acestui proiect. Mulțumesc, vă rog, domnule consilier, dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare. Ce este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Punctul 3 al ordinii de zi. Punctul 4 al ordinii de zi, doamna director Sava, vă rog. Proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean și din instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea acesteia. Este vorba de următoarele servicii publice și instituții din subordine, respectiv Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, Filarmonica Mihai Lejor, Biblioteca Județeană Constanța, Cursa Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Ansamblul Folcloric Busuiocul, Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, Revista de Cultură Ateneu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Direcția Județeană de Rezidența Persoanelor Bacău, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău și Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvament Bacău. Propunerile privind stabilirea salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean și pentru instituțiile și serviciile publice de subordine s-au făcut cu, în urma consultării reprezentanților salariaților, respectiv a sindicatului reprezentativ, la nivel de fiecare, la nivelul fiecare unități. Menționăm că salariile de bază privise în acest hotărâre se mențin la nivelul lunii decembrie 2018, având în obligația încadrării în limita lunară a cheltuielilor cu salariile de bază, respectiv 1 pe 12 din prevederile bugetului anual precedent, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean 50/2018, potrivit articolului 40 din legea 273/2006 privind finanțele publice. Salariile de bază prevăzute în anexele de la hotărâre pentru funcțiile de conducere corespund salariului de bază în care este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim, iar în cazul funcțiilor de execuție, salariile de bază prevăzute în anexe corespund în nivelului minim al salariului de bază aferent fiecarei funcții la gradația 0. La stabilirea salariilor de bază, din aparatul de specialitate cât și din serviciile și instituțiile din subordine, s-a ținut cont de respectarea hotărârii Guvernului 937/2018 privind salariul minim de bază, stabilirea salariului minim de bază brut pe țară garantat umplată, precum și prevederile articolului 11 din legea 453/2017. Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună inițierea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna director! Vreau să mai menționez că salariile de bază cuprinse în proiectul acesta de hotărâre se mențin la nivelul lunii decembrie 2018. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Abțineri? O abținere? Da. O abținere, domnul Răzvan Șendrea. Da. Împotrivă? Nu. Mulțumesc mult. Punctul 5 al ordinii de zi. Doamna director Mitrea, vă rog. Gracias.
lucrătorii de spală acestora, în vederea determinării prețului de pornire a licitațiilor, și vor fi organizate pentru închirierea imobilelor în parte în domeniul comunitar, parca Jurii Bacău. Moderata inflație în sistemul anului 2013 a crescut cu 4,60% față de anul 2017. În acest sens, acum în vedere guvernul sperat din inflație comunitar, punem intensarea noastră de închiriere a unor modele, a parte din domeniul comunitar cu doar anul cu 4,60% și stabilirea valorilor liniare, ce dorim în vederea organizării licitațiilor. De asemenea, propunem ca și pentru celelalte situații care aparțin în momentul sau în vara lui de privată, licitația să înceapă cu valoarea de parte și la nivel de înfinire a bunurilor aflate în administrarea celui școlar de educație de instrucțiune în anul 2011, vor fi deja de asemenea în anul 2014-2017. Față de cele prezentate, considerăm că poate fi solicitat o mare durere de hotărâre prin indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public. Mă ascultă-ți vă rog cum spre aprobarea acestui proiect, nu facem așa decât să aprobăm furata inflației, ceea ce facem în fiecare an, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sună. Rămânem tot cu doamna Mircea Mitrea, următorul punct de ordine de zi, 6, vă rog, doamna Mircea. Mulțumesc. Este vorba de proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de domeniilor anuale pentru cabinetele medicale concesionate cu fondul de guvern. 1984, au fost stabilite valorile redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform hotărârii de guvern numărul 184/2004. În conformitate cu prevederile articolului 4 din această hotărâre de Consiliul Județean, redevențele se actualizează anual prin aplicarea ratei dobânzii de referință stabilite de Banca Națională a României. Nivelul ratei dobânzii de referință stabilit de BNR pentru conform circularei numărul 12 din 2018 este de 2,5% pe an. Având în vedere acest nivel al ratei dobânzii de referință, se propune actualizarea valorii de referință cu 2,5% pentru cabinete comunicare aflate în domeniul local al județului Bacău. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții, acum eu vă propun spre aprobare. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nu sună. Punctul 7 al ordinii. Cu abținere? La 6. Cu abținere, doamna consilieră județeană Stoica și doamna Ivanov. Două abține. E vorba de incompatibilitate, înțeleg, nu? Doamna Stoica. Și eu împotrivă. Și un vot împotrivă. Doamna Ivanov. Punctul 7 al ordinii de zi. Domnul vicepreședinte Pravăț, vă rog. La proiectul de hotărâre privind construirea rondelei de urs și a unei drepte sâmbituri asupra terenului suprafață de 276,5 m² din zona drumului județean DJ119, am plasat pe strada Silosului în localitatea Orbeni, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drum Bacău, în favoarea secției de gaz Grid S.A. Menționăm că această solicitare are drept scop extinderea rețelei electrice pe rază localității Orbeni. Menționez că serviciul public județean de drumul apreciază ca fiind oportună păstirea drepturilor referite anterior, așa cum se precizează în raportul cu numărul 90 din 14.1.2019, transmis Consiliul Județean. Iar față de cele scrise în raport, vă spun spre aprobare. Mulțumesc. Cine, dacă sunt intervenții, dar vă spun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Împotrivă. Doamna Ivanov. Un vot împotrivă. Punctul al ordinii de zi. Dispozițiile și prevederile care în vigoare prevăd ca autoritățile publice locale să hotărască cu privire la achiziționarea de bunuri imobile în domeniul public.
sau privată a unităților administrative teritoriale. Prin hotărârea Consiliului Județean Bacău din 2018 a fost aprobat regulamentul privind achiziția din bunuri imobile în domeniul public sau privat al județului Bacău. Așa cum este stipulat la articolul 15 din regulament, inițierea achiziției prin procedura negocierii directe va fi făcută de către Direcție din aparatul de specialitate a Consiliului Județean prin întocmirea unui raport de fundamentare a necesității achizițiilor imobile, specificându-se în mod obligatoriu destinația ce vor avea imobilele, elemente care să justifice necesitatea achiziției. În acest sens, Direcția de Specialitate Consiliul Județean, Direcția Tehnică de Investiții, Direcția Economică și Structura Arhitectului Șef au întocmit raportul 1538 din 23 ianuarie 2019 privind fundamentarea intenției de achiziția unor terenuri intravilane având categoria de folosință, curs construcții, proprietăți particulare în vederea realizării unor obiective, noua bibliotecă județeană, investiții de extindere și modernizare la Spitalul Județean Bacău sau asigurarea fondului de spațiu verde obligatoriu conform ordinului Ministrului Sănătății. Prin raportul de evaluare terenului intravilane în curs construcții, elaborat de către SCE Evex SRL Bacău, în baza contractului de servicii, s-au evaluat în scopul achiziționării 6 loturi de teren intravilan aflate în proprietatea unor persoane fizice. Cele 6 loturi de teren evaluate, necesare a fi achiziționate în vederea realizării unor obiective de investiție, sunt următoare. A. Pentru realizarea obiectivului noua bibliotecă județeană. Teren situat în Bacău, strada Mihai Viteazul, numărul 16, în suprafață de 232 de metri pătrați, având numărul cadastrat 80.468. B. Pentru investiții de extindere și modernizare a Spitalului Județean Bacău, respectiv asigurarea fondului de spațiu verde obligatoriu pentru unitatea sanitară în cauză. Aici avem teren situat în Bacău, strada Calea Mărășești, numărul 20, suprafață de 505 metri pătrați. Teren tot în Calea Mărășești, vorba de 217,72 metri pătrați. Tot în Calea Mărășești, numărul 46, 482 de metri, 35 metri pătrați. Și tot pe Calea Mărășești, 205 metri pătrați. Tot în Calea Mărășești, suprafața de 478 de metri pătrați, loturi de teren, sunt terenuri intravilan cu categoria de folosință curs construcții, a căror proprietari sunt diferite persoane, în conformitate cu extrasele de carte funciară pentru informare ce fac parte din raportul de evaluare. În fundamentarea intenției de a achiziționa terenul aferent obiectivului noua bibliotecă județeană, stau următoare. Prin certificatul de urbanism emis de Primăria Bacău, în scopul construirii bibliotecii județene, se prevede a se asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal și aprovizionare. Alei carosabile și parcaje în interiorul amplasamentului. Spații verzi și plante, spații de joc și odihnă, rampa de acces pentru persoane cu handicapul motor. Terenul cu numărul cadastral 80.461, suprafață de 232 de metri pătrați, este adiacent terenului ce aparține domeniul public al județului Bacău, pe care intenționăm a realiza noua bibliotecă județeană, asigurând suprafața din teren necesară de plin condiții prevăzute în certificatul de urbanism. Necesitatea achiziționării terenurilor aferente unor eventuale investiții de extindere și modernizare la Spitalul Județean Bacău, respectiv asigurarea fondului de spațiu verde obligatoriu pentru unitatea în cauză, conform adresei transmise de la Spitalul Județean către Consiliul Județean, constată următoare. Terenurile fac parte actualmente din fondul de spațiu verde obligatoriu de asigurat unității, conform ordinului Ministerului Sănătății, pentru aprobarea normelor de condiție pentru care trebuie să le îndeplinească spitalul de vedere a obținerii autorizației sanitare funcționale. Terenurile sunt situate în zona secției de pediatrie și pot constitui subiectul unui proiect de ergoterapie de care să beneficieze copiii cu dificultăți fizice și mentale sau de construirea unui spațiu pentru chirurgie pediatrică și cercetare în acest domeniu. În baza calculului efectuate de către evaluator,
Valoarea totală estimată fără TVA a proprietăților imobiliare supuse evaluării la data de 12.10.2018 este de 1.132.950 lei, aproximativ 242.675.000 euro. Sumele necesare achiziției terenului mai sus referite vor fi cuprinse în bugetul județului pentru anul 2019. Față de cele prezentate, vă supun spre adoptare proiectului de hotărâre privind demararea procedurii de achiziții a celor 6 lături de teren într-adevăr, având categorie de folosință pe care l-am menționat mai înainte și aflate în proprietatea unor persoane prin procedura negocierii directe. Așa cum ele sunt prezentate în anexă la hotărâre și respectând regulamentul privind achiziția. Dacă sunt intervenții la acest punct, dacă nu vă supun spre așa. Eu nu se vede aici. Domnul Miroșeanu, vă rog. Mulțumesc, președinte. Am înțeles cu atenție motivarea acestui punct de ordine zi. Nu vrem să facem niciun fel de comentariu vis-a-vis de oportunitate sau de necesitate. În schimb, considerăm că sumele avansate Comisiei de negociere sunt prea mari. Numai vă rugăm să consemnați faptul că Partidul Național de Liberal se va abține la acest punct de ordine de zi. Da, sigur. E opțiunea din asta. Asta e un raport și concluzie evaluatorului. Asta nu înseamnă că astea sunt și valorile de achiziție. Fie o comisie din negociere directă? Sigur că da. În situația în care sumele care vor ieși după negociere vor fi mai apropiate de ceea ce considerăm noi, atunci vreau că vom susține această inițiativă. Bun. În primul rând, bun. Cum trebuie face negocierea fără inițierea acestui proiect de hotărâre? Doi, nu avem cum să anticipăm sumele finale, vă dați seama. Da. Dar numai este acele valori maximale care sunt puse la discuția Comisiei de Negociere, marja câtorea se poate negocia. Deci, prin urmare, se poate negocia câteva la maximă. Ceea ce voi, în mod de fapt, să vom vedea să acceptăm. Care vreau? Alte intervenții? Doamnica, vreți să faceți o precizare în sensul ăsta? Sau doamna Mirelă? Legat de Balaș? Da. Singura precizare pe care aș putea să fac este că, într-adevăr, aceste valori au fost rezultate în urma unei evaluări făcute de un evaluator autorizat, ANEVAR, care, bineînțeles, că a făcut evaluarea în baza normelor ANEVAR și ținând cont și de prețul pieței și, mă rog, de alte aspecte. Iar, mai departe, prețul la care se va ajunge la achiziție va fi stabilit prin negociere. Siguranță, respectul prevederilor legii. Dar, bineînțeles, și a regulamentului pe care noi l-avem aprobat în acest sens. Sunt atâtea lucruri. S-ar putea, din punctul de vedere al lucrătorului, să fie prea mici. Sunt vorba de bani puțini și înțelegăm. Domnul Miroșeanu, dacă îmi permiteți o întrebare, cu cât sunt mai mari, dacă vă cunoașteți? Cu ceva. Nu, vicepreședinte. Vorbim, așa, în medie, m-am dat, la 170 de euro pe metru pătrat, cu este destul de specific. Nouă ni se pare că este o sumă prea mare. Bine. Eu cred că nu este 170 de euro pe metru. Eu așa am văzut. Așa. Calculăm? Sigur că da. Algoritmul după care a fost calculat, cel folosit de evaluator, este unul pur matematic. De ce repet? Fiind vorba de bani publici, ne rezervăm drept, dar ne abține la acest proiect de formalizare. Mă gândeam că știți preț pieții de asta și ne argumentați corect. Nu, cu șoapă să facem liberale. Cu totul la fel. Da, dar mai sunt intervenții. Ce, nu știu de ce, da? Dar nu vă supun spre aprobare proiectul de vedere. Cine este pentru? Vă rog să numărați voturile. Abține? Abține? Deci câte abținere avem? Nu abține? Împotrivă?
Nici unul, da? Deci câte voturi avem? Pentru 9 abțineri și 25 pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mergem mai departe. Următorul punct al ordinii de zi, nouă se referă la aprobarea planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar la aeroportul internațional Giurgiu Enescu Bacău. Având în vedere prevederile hotărârii guvern privind evaluarea și gestionarea zgomotului, Consiliul Județean a aprobat în 2014 planul de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar. Potrivit alineatului 4, alineatul 10 din actul normativ, autoritățile publice locale, Consiliul Județean, în speță, au obligația de a actualiza și transmite acest document către autoritățile pentru protecția mediului din 5 în 5 ani. Astfel, în vederea definirii acestei obligații, Regia Autonomă a Aeroportului Internațional Giurgiu Enescu Bacău a asigurat elaborarea planului de acțiuni pentru reducerea zgomotului general de traficul aeroportuar, ediția decembrie 2018, și a depus întreaga documentație pentru analiză și evaluare la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău. Potrivit adresei Agenției de Mediu, aceasta respectă cerințele hotărârii Guvernului, cu, așa cum prevede normativele în vigoare. Înainte ca Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, planurile de acțiune pentru reducerea zgomotului se aprobă prin hotărârea Consiliului Județean. Astfel, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean, planul de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportar pe aeroportul internațional Giurgiu Enescu, ediția 2018, este supus spre aprobare de către Consiliul Județean. Așadar, dacă sunt intervenții, dacă nu, eu vin supun spre aprobare în forma pe care ați discutat-o în comisie. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține. Împotrivă. Mulțumesc. Mulțumesc. Mergem mai departe. Punctul 10 al ordinii de zi se referă la proiectul nostru realizat și încheiat anul trecut, Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. În cadrul acestui proiect, încheiat cu Ministerul Mediului, a fost achiziționate echipamente de precolectare a deșeurilor solide, adică cubele, containere și așa mai departe. Echipamentele de precolectare a deșeurilor solide concesionate de către societatea care a câștigat licitația, în speță Romfres S.A., sunt cele menționate în material și pe care dumneavoastră le-ați văzut, nu le mai dau citire. Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a primit din partea unităților administrative teritoriale din area de deservire a operatorului de colectare și transport solicitări cu privire la suplimentarea numărului de bubele și containere de deșeuri reciclabile alocate anterior, iar la această dată, operatorul de colectare și transport deține un număr de bubele și colectare suficient pentru a fi rezolvate toate cererile primite până la acest moment. Necesitatea redistribuirii este urmarea situațiilor specifice, particularitățile fiecărei au luate în parte. Zone greu accesibile, modificări de număr de locuitori și așa mai departe. Astfel, diferența de bubele rămasă nedistribuită datorită acestor motive, este necesar a fi redistribuită altor unități administrative din area de deservire a acestui operator în baza solicitorilor din partea populației pentru buna desfășurare a activității de precolectare deșeurilor. Facem precizarea că prin adresa Consiliului Județean, situația anterior ne-a fost adusă la cunoștința autorității din management, post-mediu, care ne-a transmis că este de acord cu redistribuirea propusă. E vorba de un proiect și avem nevoie de avizul autorității de management. Astfel încât vă supunem astăzi spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 a hotărârii Consiliului Județean inițială, cea din 2015.
2015 privind concesionarea echipamentului de colectare și transport a deșeurilor în scopul realizării proiectului de interes comun. Toate solicitările au fost centralizate la nivelul județului Bacău, pe fiecare zonă în parte. Le-ați putut vizualiza în anexă și discuta în comisie. Eu vin și vin supun spre aprobare. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Domnul Crețu, vă rog. Mulțumesc. Nu vreau să discut, nu e vorba de subiectul hotărârii în sine sau de sistem, de aspectele tehnice legate de sistemul ăsta, de cursul financiar sau de aspecte. Ce aș vrea să subliniez și am remarcat acest aspect și în prima fază, proiectul ISPA, este o necesitate de informare la nivelul comunităților cu privire la importanța colectării selective, la importanța implementării acestor sisteme de management a deșeurilor. Cred că pe lângă aceste aspecte tehnice pe care le avem permanent în vedere și încercările de a regla și financiare și orice alte probleme care există, ar trebui să avem puțin în vedere și comunicarea la nivel de comunități cu beneficiarii, practic, ai acestui sistem, pentru ca și ei să înțeleagă mai bine importanța colectării selective, mai ales dacă avem în considerare faptul că la ședința anterioară am aprobat actul adițional 3 la documentul de poziție care modifică modalitatea de plată. Sumele de plată se vor calcula în baza procentelor de deșeuri reziduale, deșeuri selective. Și cred că ar trebui să punem accent și pe partea asta de informare la nivel de comunități, atât cât este în puterea Consiliului Județean. Știu că pe alte categorii de aspecte de interes au mai desfășurat campanii de informare, s-au creat mecanisme la nivelul unităților de învățământ, sau prin ONG-uri, eu știu, alte forme se pot găsi, să se desfășoare astfel de activități la nivel de județ, care că sunt foarte importante pentru implementarea cu succes a obiectivelor SMID-ului. Și, bineînțeles, sunt și alte resurse de finanțare care pot fi atrase, din câte știu, există o linie de finanțare la nivelul administrației Fondului pentru Mediu, poate ar putea fi luată în considerare și, în mod sigur, aceste abordări vor aduce un plus la ce s-a realizat la acum. Da, mulțumesc, domnule consilier. Chiar joia trecută, pe 23, am avut o întâlnire cu aparatul executiv la ADIS și cu colegii de la Unitatea de Implementare Proiecte din suportarea Consiliului Județean, tocmai vizând trecerea într-o altă etapă și de a accelera procesul de îmbunătățire a calității serviciilor prin atragerea pe de o parte a altor surse de finanțare și a având obiectiv final reducerea cantităților de deșeuri la groapă și ați menționat foarte bine aici un eventual program de finanțare și am luat deja legătura atât cu primăria municipiului Bacău, cât și să identificăm o suprafață de teren, să vedem care ar fi suma estimată pentru un eventual și care este termenul de depunere pentru un eventual proiect de instalații mecanobiologice care înainte de a intra în groapă, tocmai pentru a reduce și un alt proiect legat de informare, de conștientizare a populației, de reduc, care se ducă la reducerea și colectarea materialului biodegradabil. Toate acestea vin să completeze celelalte servicii și activități de accelerare a calității sortării și colectării și sortării materialului reciclat. Da, sigur că ar trebui și trecem într-o altă etapă. N-a fost un an ușor, 2018, pe acest proiect, cu multe provocări, dar în final, și cu multe probleme, hibe, dar în final, acest proiect, după a treia vizită a Comisiei Europene, a fost declarat funcțional și în uz. Respectă mecanismul, respectă circuitul financiar, respectă
venit, iată, în sprijinul UATR-ilor membre a Asociației Dezvoltare Intercomunitară prin modificarea legislației și ceea ce am aprobat noi în ședințele anterioare, în sensul că plătești cât arunci și în felul acesta se elimină acea discuție că scade populația, crește populația și în funcție de numărul de populație și apar aici diferențe. Și cred că este corect așa, dar trebuie să ajungem un T0 pentru că datorii de urmă trebuie plătite. Aici este o mare problemă și traversăm astăzi o criză a deșeurilor prin probleme care sunt legate de contractele cu, cu cei doi operatori. Problemele legate de plățile datoriilor, nu altceva. La serviciile prestate, practic, UAT-ul ar trebui să-și plătească. La ora actuală sunt aproape 20 de UAT-uri pe care și-au achitat datoriile din urmă și sunt la zi. Și ieri a fost, asta iarăși în paranteză, dar are legătură cu continuarea acestui proiect, ieri a fost convocat Comitetul Județean în situații de urgență pentru a găsi căile de blocare a serviciilor de prestare de salubritate, atât de colectare și transport, cât și serviciile de transfer, sortare și depozitare pentru cei care sunt cu plățile la zi. Și urgentarea măsurii pentru a urgenta de ceilalți să-și plătească și semnarea actelor adiționale cu cei doi operatori. 1. Plătește cât arunci și vorba de actul adițional. 3. Mai sunt vreo 15-16 hotărâri de Consiliul Local și pe 1 la ora 11 avem un avis. Sperăm să avem atunci toate hotărârile Consiliului Local, să putem lua decizia și după care să semnăm cu Romprestul actul adițional 3. Și pentru operatorul de serviciilor de salubritate legate de transfer, de colectare și de depozitare, actul adițional 1 este legat de taxa, dar o să discutăm pentru că l-avem la ordinea de zi la divers. Mă opresc aici. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Punctul 11 la ordinea de zi. Un proiect de hotărâre în care ni se cere acordul în calitate de vecin în vederea construirii schimbarea destinației imobile din locuință în pensiune urbană cu restaurant la parter și extindere cu terasă la parter, situat în Bacău, strada Păcii. Vecin pentru că pe strada George Bacovia numărul 57, județul Bacău este proprietarul imobilului, alcătuit din teren și clădit, așa cum rezultă și din hotărârea Consiliului Județean din 2016. Așa cum prevede ordinul dezvoltării, atunci când e vorba de o investiție nou creată, e și se aduc modificări de destinații spațiilor din interiorul unei clădiri, cât și în situația în care funcționalitatea unei construcțiilor este incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea zonei care urmează să se integreze, se precizează că articolul precizează că e nevoie de acordul vecinilor în formă autentică. Articolul 261 din Codul Procedurii Civile definește scrisul autentic ca fiind documentul comun de o autoritate în forma și condițiile stabilite de lege. Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordul județului Bacău în calitate de vecin în vederea construirii, schimbarea destinației imobil din locuință în pensiune urbană cu restaurant la parter și extindere cu terasă la parter situat în Bacău, strada Păcii, numărul 13. Cine este pentru? Vreți să interveniți? Doamna consilier Stoica. Vreți să spuneți? Înainte de a... Da, deci ce-aș spune, sper să nu greșesc, să fiu la sentimentul colegilor mei. În momentul când noi dăm aviz pentru construirea unui imobil sau schimbarea destinației din locuință, în restaurant sau alte scopuri, să se specifice obligatoriul lor pentru care.
să aibă locuri de parcare. Deci este o problemă vitală în Bacău. Adică se tot dau avizii pentru construcții, dar așa, este locul de parcare. A discutat în comisie de specialitate? Nu, hotărâm noi. Bun, e vorba de acordul vecinului ăsta în primăria, cred că se discută asta. În momentul în care se dă autorizația de funcționare, cu siguranță se stabilește. Dar și nu e obligatoriu, sau poate foarte mult. Nu, nu emite autorizația de funcționare până nu cere și cu siguranță primăria municipiului Bacău, exact, că domnul Nechita mă acordă, primăria municipiului Bacău cere acest lucru. Da, mulțumesc. Doamna Ivanova. Impetul sumă. Cred că nu se aduc modificări la înălțimea clădirii, doar schimbarea destinației. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebeți. Dacă nu, vă zic. Doamne ședinte, mai era o problemă. Solicitantul vrea să-și facă acolo un restaurant. Noi avem o clădire acolo. Programul nostru, de văzut cum se desfășoară, mai ales la săptămână, în weekend. Vom avea probleme cu decibeli. Știți? Comod. Adică noi nu ne vom putea desfășura programul normal datorită zgomotului creat de vecini. Dar asta o să vedem în timp. Și ne dăm noi seama în timp, cam ce am făcut asta. De reținut problema asta. Asta era intervenția mea. La dumneavoastră, la pensiune, nu o să fie problemă. Nu, 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 mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă spun spre aprobare. Cine este pentru? Da, am spus primăria municipiului Bacău. Păi ca, mai cere acest lucru. Împotrivă? Abțin. Mulțumesc. Punctul 12 a ordinii de zi. Vreau să vedem de zi, dau cuvântul domnului consilier. Umulescu, care e și președintele Adon, ne prezinte planul strategic. Vă rog, domnule consilier. Domnule președinte, stimați colegi, planul strategic îl prezentăm astăzi în Consiliul Județean. El a fost discutat, prezentat în autoritatea teritorială. Și în forma finală a fost distribuit la mare. Stimați colegi, nu mă un pic, vă rog, mai aveți răbdare, că nu mă sunt un pic griji să ne ascultăm. Vă informăm că în construcția acestui document noi am ținut cont de câteva principii. În primul rând, am respectat obiectivele prevăzute în Strategia Națională de Apărare și în Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică. În al doilea rând, am ținut cont de concluziile reținute din desfășurarea acțiunilor în anul 2018 și în anii precedenți. Și totodată am analizat evoluția situației infracționale și nivelul de siguranță și ordine publică realizat în județ în anul 2018. Și ca urmare, ne-am concentrat eforturile pe câteva priorități. În primul rând, am asigurat prin planul strategic acțiuni pentru a preveni și a restrânge în principal două tipuri de infracțiuni. În primul rând, infracțiunile cu violență care se soldează cu pierdere de vieți omenești și, în al doilea rând, infracțiunile rutiere care conduc la accidente foarte grave, soldate cu morți și stări de invaliditate. În al doilea rând, am planificat acțiuni și activități pentru a combate mai bine tipurile de infracțiuni care au proliferat în anii precedenți. Astfel, infracțiuni contra patrimoniului, violența în familie, infracțiunile în domeniul agriculturii, îndeosebi furtul de material lemnos, infracțiunile de braconaj și, în ultimul rând, specula de toate felurile și comerțul la negru. De asemenea, am avut în vedere și am făcut cont de o realitate recunoscută de toți care nu poate fi neglijat. Și anume, că infracțiunile, indiferent de tipul lor, de amploare și consecințe, sunt un rău pentru societate și, ca urmare, trebuie și merită făcut
efortul pentru a le combate, a le preveni, chiar dacă este posibil să fie eradicate în totalitate. În ce privește structurarea documentului, am respectat obiectivele actualizate în anul 2018, iar indicatorii de performanță sunt prevăzuți, dar nu cuantificați, pentru că nu putem planifica infracțiunile. Intenția și dorința noastră este de a le preveni și, în cel mai rău caz, de a le restrânge. Ca și acțiune, ne-am stabilit o strategie care are în vedere câteva elemente. În primul rând, am hotărât ca la nivelul autorității teritoriale să ieșim definitiv din cercul de acțiune închis. În continuare, majoritatea activităților se vor desfășura în comun cu reprezentanții autorităților, instituțiilor publice, societății civile, bisericii, ONG-urilor și alte organisme care au competențe și răspundere pe domeniul analizat. În al doilea rând, efortul principal intenționat să-l facem pentru a preveni infracțiunile. Consumăm în prezent încă mult timp și efort pentru investigare și sancționare, parcă infracțiunile ne fac uneori agenda de lucru și noi mergem în spatele lor. Acest lucru este provocat și de faptul că forțele ce încadrează instituțiile de ordine publică sunt restrânse și cu deficite mari și ca urmare ne blocăm deseori pe acțiuni ulterioare infracțiunilor care sunt necesare, dar nu pot corecta răul produs. Și la al treilea rând, dorim să găsim formele adecvate și să desfășurăm multe activități în acest an și în continuare, direct cu populația, cu cetățenii, pentru a-i convinge să se implice cu mai mare curaj în problemele de ordine publică și realizarea propriilor siguranțe. La nivelul autorității teritoriale, avem o strategie de permanentizare a activității membrilor săi, pe care o vom respecta, a fost deja discutată și aprobată, care să ne permită să fim mai mult prezenți în teritoriu pentru a cunoaște realitatea, nevoile de siguranță publică și pentru a identifica soluțiile de intervenție cele mai adecvate. Vom informa permanent Consiliul Județean despre îndeplinirea planului strategic trimestrial, așa cum de altfel prevede legea, și ori de câte ori va fi necesar. Asupra tuturor problemelor prezentate, ne-am consultat în cadrul autorității. Problemele prezentate au fost convenite și cu domnul Chestor Oprișan și vă asigurăm că planul strategic va reprezenta un document de lucru efectiv pentru o autoritate și pentru unitățile de poliție și forțele de sprijin. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Murescu. Am văzut planul strategic în care e inclus și un plan de acțiune, cu obiective, cu acțiuni, cu indicatori de performanță. Eu sper ca periodic și semestrial, la sfârșitul anului, să avem prin indicatori de performanță, comparativ cu cei de acum, o scădere a numărului de acțiuni și o creștere a numărului de activități de prevenire. Vă doresc mult succes, domnul Nechita. Domnul președinte, ați amintit în raport de acțiuni. Aș vrea ca în anul 2019, dacă totul să facem acțiuni rutiere, să facem acțiuni rutiere la comunele de lângă limitrofe orașului, pe căruțe. Deci, în ultimul timp s-au mulțit căruțele care vin din comunele limitrofe, chiar în oraș, chiar până în mijlocul orașului. Facem acțiuni pe căruțe? N-am înțeles. Din căruțe să facem acțiuni? Nu, pe căruțe. Pe căruțe. Pe căruțe. Pe poda vizului, un exemplu, într-o zi mergeam spre țară, o căruță cu covietie. Cu covietie, cu doi cai, da. Așa, cu doi cai, nu era și doi cai. Deci, ați luat circulația în loc, cred că cel puțin jumătate de oră. O să spuneți că e pe teritoriul municipiului Bacău. Nu. Aceste căruțe vin din comunele limitrofe
să facem acțiune și bine, să meargă cu căruța în comuna lui, pentru că avem un oraș care face acel concurs prin urmă. Mulțumesc. Vă alăturați, colegilor din ATO, puteți să dați tot sprijinul acesta, să vă alăturați activitățile de prevenire de la președinte. Domnul Mihel. Vă rog. Domnul președinte, stimați colegi, m-aș referi la ședința, la discuția care a avut loc în ședința din 29 noiembrie 2018, tot pe acest subiect, de subiectul eficienței serviciului polițienesc. Ședința în care a fost prezent și domnul Chestor Ocușan, astăzi nu văd, nu înțeleg de ce. Și aș vrea să reamintesc la finalul bilanțului pe care l-a prezentat domnul Mulescu cu această ocazie, pe primele 9 luni ale anului 2018. Domnul vicepreședinte Bravoț a tras un semnal foarte serios de alarmă vis-a-vis de nivelul infracționalității în județul nostru. Lucru care, sigur, cred că a pus pe gânduri pe toată lumea. Pentru că sunt convins că infracționalitatea este unul din subiectele foarte sensibile, pentru că este clar că afectează siguranța cetățeanului. Sigur, criticile mai valate sau mai valate sau mai evidente au fost la adresa poliției. Domnul Chestor a și răspuns la câteva întrebări, dar eu vreau să merg spre cauze obiective care au dus la aceste statistici și mă tem că dacă lucrurile rămân așa, vom vorbi în perioada următoare de statistici mult mai acamate. Pentru că siguranța cetățeanului nu depinde numai de Consiliul Județean, sau depinde de Consiliul Județean în general. Este un subiect care ține de puterea legislativă, de guvern și, din păcate, când vorbim de preocuparea actualei majorități, peste de alte, pentru siguranța cetățeanului, nu pot să nu observ că singura preocupare vizibilă și incontestabilă este pentru cei care încalcă legea. Domnul Vasile Mihăiel, mâine la ora 13 este ședința ATO. Vă invit să participați și dumneavoastră, în care sunt toți membrii ATO. Membrii care sunt șefii instituțiilor la care dumneavoastră faceți referire și eu zic să vorbim cu asociații. Nu, eu vorbesc de lucruri. Nu vă mai gândiți. Dați-mi voie în 2-3 fraze să termin cuvântul. Pentru că guvernele Dragnea 1, Dragnea 2, Dragnea 3 n-au făcut anumite. Referitor la material, dacă planul strategic e bun, dacă mai trebuie îmbunătățiri, mai trebuie acțiuni, vă rog veniți cu niște chestii concrete. Da, domnule, un obiectiv ăsta aș mai veni cu un obiectiv. Sau la acțiunile astea aș mai veni cu două acțiuni la obiectivul respectiv. Lucru care de altfel în comisiile de specialitate ați avut posibilitatea. Concret, dacă aveți ceva propuneri la materialul respectiv, vă rog să o faceți când despre asta vorbim. Analiza. Eu vă invit mâine sau propunem domnului Mulescu să vină cu un raport de analiză a situației pe care dumneavoastră o solicitați cu, în Consiliul Județean, deci avem acest drept. Vă rog, dacă aveți propuneri la acest moment, dacă nu, vă rog, veniți cu o propunere în care noi înaintăm colegului nostru și să vină să ne prezinte toate datele care avem nevoie. Este semnalul de alarmă pe care avem să-l vă rog. Este unul un pic mai grav decât cel pe care l-a vrea domnul vicepreședinte. Vă rog. Mai grav decât crime? Exact, domnul. Mai grav decât crime? Da. Vreau să vorbim, pentru că aici suntem până la un corp politic, avem colegi în Parlamentul României, avem colegi în Guvernul României, vreau să vorbim exact despre cauzele care au dus această situație. Sau
Și mai grav este la ce ne putem aștepta. Nu este un lucru de fapt. Pentru o ordine de zi la o ședință viitoare. Drogă. Mi se pare că... Da, nu pe vedere să nu este un punct de vedere. Nu suntem la diverse, domnul consiliere. Nu suntem la diverse, vorbim de siguranță ce dați auzit. Ori mie mi se pare că e o prizie. Avem colegi în ator care vorbesc despre siguranța. Domnul Mihaină, vă rog frumos, vă cred, la punctul de la ordine de zi, dacă aveți, dacă vă oferiți cu propuneri, propunere în sensul ăsta, de a face o analiză și a identifica cam înțeles și rândul pe care o impune dumneavoastră. Vă rog frumos. Mie și altor puneri de opoziție. Nu e adevărat. Nu. Eu vreau să arăt. Vreau să vorbim la subiect. Atâta vreme cât poliția nu are instrumente. Cât organe speciale sunt legate de mâini. Când sunt mâinile, sunt eliberate cu leau barba. Când se fac tot felul de trimiteri la amnistii și grațieri care incită la infracționalitate, doar să avem siguranță, doar o consilie. Am respectat lucrurile. Avem de activități de prevenire care intră în atribuțiile atomului. Nu vorbim de... Vă rog, domnul Bureascu, vă rog să... Domnul președinte, aveți colegi în Parlament, repede. Aveți colegi care pot modifica deja anumite acțiuni îndreptate împotriva justiției. Eu nu înțeleg efortul pe care îl faceți în apărarea celor care îți dau legea, de ce același efort nu-l facem în apărarea oamenilor cinstiți, a celor care nu iau șpagă, a oamenilor care reprezintă majoritatea cetățenilor României. Domnul Mihai, dacă vreți să facem o conferință de presă, eu nu fac o conferință de presă. Nu, nu are legătură cu subiectul. Eu vă dau de exemple foarte grave pe care guvernul dumneavoastră a promovat. Ordonanța 13, din 2017, care a fost subiectul oameni de stradă. Domnul Mihai, noi suntem în consulanță, nu suntem în cer. Sau cum se potrește repede, sunt sigur județii, apărează spațiul public. Dar eu vă spun că ne vom aștepta la situații mult mai grave decât cele care sunt în prezent. Dacă nu luăm foarte serios aceste lucruri în seara. S-a reținut. Pentru că altfel, tot ceea ce ați făcut dumneavoastră, o singură frază și poate lui chiar, că am înțeles că mă rog în față, vă rog frumos, o singură frază. Pentru că altfel, tot ceea ce am discutat, pe 29 noiembrie, pentru mine, nu poate fi decât un pretext pentru a schimba șeful, inspectorul șef al inspectorului de poliție și nu a fost doar un motiv de preocupare pentru siguranța cetățenilor. Pentru că dacă ar fi, am discutat de cauzele reale care au fost într-adevăr la declararea acestui lucru. Domnul Hulescu, dacă vreți să facă un lucru. Da. Voi fi foarte scurt. Este păcat că transformăm orice subiect într-o confruntare politică, mai ales când sunt probleme care vizează interese generale ale societății. Și problemele de ordine și de siguranță publică sunt probleme de interes public. Deci nu este bine să le transformăm în discuție politică. Noi suntem deschiși la orice puncte de vedere care se prezintă în ședințele de Consiliu și în cadrul nostru, pentru că toate ședințele, dacă Iudeia a prezentat un raport care a fost structurat și gândit exact așa cum am procedat la constituit, la construcția planului strategic, nu unul închipuit. Și ca urmare, noi am ținut cont de multe lucruri pe care le-am spus, a fost un pic de zgomot în timpul cât am vorbit și poate nu s-au reținut. Noi, acum, prezentăm planul strategic de acțiune pentru acest an. Va urma raportul de activitate pentru ce s-a petrecut în anul 2019. Prezentăm luna următoare. Nu prezentăm totdeauna realitatea. Nu, niciodată n-am ascuns un lucru că sau l-am prezentat în alt fel decât este adevărat. Așa s-a produs. Pentru că numai așa vom găsi și soluții de a interveni. Acum, mâine avem o ședință pe care am anunțat-o din noiembrie. Că va fi ședință publică, toți cei care sunt interesați să participe
pot participa la această activitate. Am trimis și invitații la persoane din instituții cu răspunderi, competențe, așa pentru a desfășura o dezbatere publică. Nu pentru că este ceva anume. O să constate domnul Mihailă Mâne când participă, nu e chiar așa ca un lucru. Sigur, pe ansamblu e o niște lucruri care s-au petrecut. Ele vin însă în coborâre, deci de la an la an s-au restrâns aceste infracțiuni, dar un om dacă nu are, și am mai spus o treabă asta aici, e o problemă pentru noi. Iar dacă o infracțiune putea să fie prevenită ca acel om să nu moară, problema este și mai gravă. Deci în această cheie noi analizăm situația. Și nu trebuie să facem neapărat discuții politice în cadrul Consiliului Județean. Că nimeni nu se dă la o parte. Observați că în ultima perioadă se lucrează la ATOP non-stop. ATOP non-stop. Deci să mergem în teritoriu, să cunoaștem realitatea. Cât putem acoperi, acoperim cu drag. Mâine intenția noastră este să generăm o participare mult mai largă la problemele de ordine și de siguranță publică. Și cetățeanul să participe la aceste acțiuni. Pentru că uneori, lipsa aceasta de reacție în societate e pe undeva un cec în alt dat infractorilor și a celor care produc infracțiuni. Deci va fi o discuție largă și chiar vă invităm și vă mulțumim la toți cei care vă veți fi prezenți la ora 13 în această sală. Vă mulțumesc. Nu vă vreau de discută politică. Da, da. Da. Mi-aduc aminte de discuția din 28, într-adevăr, sau 29. Domnul vice, într-adevăr, nu numai dânsul, mai mulți am fost îngrijorați de fenomenul infracțional. Iar vreau ca să vă spun că mesajul din ședință a fost transmis deputaților și senatorilor PSD, care deja, în persoana doamnei ministru de interne, Carmen Dan, a deblocat posturile din cadrul Poliției Române. Posturi care au fost blocate începând de la guvernul domnului Boc. Da? Din, nu, dați-mi voi că eu am lucrat în Consiliu și știu ce înseamnă blocarea posturilor. Deci această instituție, ca alte instituții, Poliția Română, n-a avut resursa materială, pentru că dacă vrem să ne ducem la cauzele pentru care sunt infracțiuni, pentru care se fac accidente, pentru care te duci la cauze. Una din cauze, poate altă cauză este și lipsa unor mașini, dar și aici se va umbla. Deosebirea dintre guvernul pe care din asta a zis Dragnea 1, Dragnea 2, Dragnea 3, sper că rămâne 3, așa, pentru că doamna Dăncilă este un premier deosebit. Da, a făcut ceva. Deci a deblocat posturile, a dat drumul la concursuri. Pentru posturile de ocupare în Poliția Română sunt câte 5, 6, 7, 10, 15 candidați pe loc. Asta înseamnă că resursa umană va fi bună, pentru că ai de unde să alegi. Și atunci înseamnă că analiza pe care o să o facem la an, după ce va fi în aplicare această strategie, va fi pozitivă. Sau cel puțin nu la nivelul anului 2018. Da, mulțumesc, doamna Bocea. Domnul Vici, vreți să foarte scurt. Domnul Vici, vreau să știți că acea cerere din partea propriului PSD, din vocea mea, a fost către toți colegii din NATO. Nu a fost către, sau nu a avut o țintă, schimbarea cuiva sau înlocuirea cuiva. Asta va face dumneavoastră, transformați dumneavoastră, după bunul dumneavoastră. Da. Dacă tot aduceți și îmi schimbați mie propunerile și vorbele, am o întrebare. V-a răspuns domnul premier al Japoniei la mail-ul noastră? Da, o să vă răspund. Domnul vicepreședinte. Cădem în penibil și de asta v-ați obligat să... A, mulțumesc. Vorbim și ceea ce a spus dumneavoastră despre guvern nu are legătură acum
cu această strategie. Deci nu rămân mai atacul necontenit pe care acest guvern și această majoritate parlamentară îl există. Mulțumim pentru conferința de presă. Domnul Mihail, vă rog frumos, nu transformați în... Apropo, domnul Cumnezeu, să vă zicem... 14.000 de grație sau cei care au plecat... Domnul Mihail, dacă vă rog să subiectă... Propus prin lege de doamna ministru Prună. Cei grațiați? Domnul, vorbim de astea 14.000 pe care i-a eliberat guvernul. În urma... Dacă nu mai știți, atunci au ajuns în pentru acolo. Dacă știți? Da, eu știți. Înseamnă că, în siguranță, e doar un pretext pentru a vă satisface anumite sinecuri politice. Nu vă interesează. Pentru că v-ați spus să existăm discuțiile pe acest subiect. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, că deja am ieșit din cadrul ședinței noastre de astăzi și am depășit cadrul subiectului pe care îl discutăm. Vă rog. Trecem la diversii. Primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreședinte Pravăț, vă rog. Primul punct și apoi de la punctul diversi. După cum bine ați citit și ați avut la mapă, primul punct la diversi este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru realizarea obiectivului de abilitare și modernizare de DG117, de la kilometrul 17 până la kilometrul 21, plus 180, pe o lungime totală de 4 km 180 de metri, în județul Bacău, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. După cum bine știți, în domeniul construcției s-au produs modificări legislative semnificative prin ordonanța de urgență numărul 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare. Pe fondul acestor modificări legislative, documentațiile tehnico-economice care stau la baza stabilirii valorii contractului de proiectare și execuție nu mai reflectă realitatea, fiind la momentul aprobării listei de investiții la un nivel mai scăzut față de momentul la care obiectul de investiții se supune procedurii de achiziții publice. Pentru realizarea acestor investiții, Serviciul Public Județean de Drumuri, prin raportul numărul 206 din 23 ianuarie 2019, propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizat după cum urmează. Reabilitare și modernizarea DG117 Locatarea poduri, kilometrul 17 până la kilometrul 21 plus 180, lungime totală de 4 km 180 de metri, din județul Bacău, având valoare de vis general în lei cu TVA 18.898.409 lei. Față de cele prezentate, se pune spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice. Vă rog, stimați colegi, dacă aveți intervenții. Doamna Ivana, vă rog. Consider și cred că am și dreptate că 4 km de drum la o asemenea sumă înseamnă 50 și ceva de miliarde pe kilometru, miliarde lei. Pentru un drum județean este mult prea mult, iar la capitolul 3, unde avem prevăzute cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, vorbim în euro de sumă, dacă mă refer la suma în lei, total capitolul 3 este vorba de valoare fără TVA, dacă vreți, sau doar cu TVA. Scuzați, v-am dat mai aveți, doamne, cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, aproximativ 8% din total deviz. Și m-aș referi exact
exact la punctul 36, asistență tehnică, supraveghere tehnică inspector, adică dirigenția de șantier și asistență proiectare. Deci nu la proiectare, nu la aceste două puncte, care reprezintă aproape 1,5 miliarde. Noi știm că facem dirigenție de șantier în teren, în timpul unei construcții și considerăm că aceste sume sunt supraevaluate. Da, evaluare. Vreau să vă întreb ceva. Ați fost la comisia de specialitate? Nu. Acum ați venit toți colegii. Deci lucrurile astea nu. O să dau curs, o să rog și cu colega director în specialitate și spun aici am văzut că sunt chestiuni tehnice. Nu venim în ședința în plen să ne dăm cu părerea, să spunem părerea mea este că, cred că este și supraevaluat, cred că nu știu ce. Vreau să cereți, puneți întrebări concrete, vin specialiști și vă fundamentează și vă răspund la orice întrebare. Deci tot aparatul propriu este la dispoziție și nu ne putem permite să venim în ședința Consiliului Județean că și cum noi făcut această ședință sau întâlnire pe genunchi și venim și propunem niște cifre acolo, că nu avem ce face. Doamna director, da, o să-i dau dar rugămintea mea, rog frumos, mergeți în comisie de specialitate și cereți toate informațiile. Nu transformăm ședințe din plen în ședințe de specialitate ale Consiliului Județean. Mai votăm după ce ne clarificăm. Și spuneți, în comisia de specialitate nu am primit răspuns la asta, asta și asta. Și atunci, sigur că trebuie să veniți în plen și să spuneți. Deci, n-am mai discutat toate chestiile. Și am spus foarte clar, susținând foarte clar. Plenul este elementul decizional. Trebuie că în comisie îi se prezintă date, putem solicita unul de vedere, putem să ne lămurim. Sunt știința de comisie, știința de plen. Păi poate să înseamnă una, două, trei, patru zile, pot să apare elementele noi. Pe de altă parte, este obligatoriu, cred, pentru orice consilier județean care are o părere, o idee, să aibă dreptul, chiar obligația, de a o prezenta în plenul Consiliului Județean, care este pot decizional. Domnul vicepreședinte, a fost personal la aproape toate ședințele din comisie. La toate ședințele din comisie. A fost prezent la toate ședințele. Îmi cer scuze, intervin așa. În partea de dreptate, ținând cont de regulament, în care se spune că se identifică orice problemă, orice întrebare tehnic în comisie se discută. Eu pun o altă întrebare. Care au fost formulele de calcul la care a ajuns doamna Ivanov să susțină faptul că sunt prea mari? Dacă tot ne spun nu, doar calcul minte. Este un punct de vedere al doamnei Ivanov, da. Sunt și argumentezi punctul de vedere, pentru că aceste documente sunt argumentate nu de către noi, absolvenți de facultăți umane. Nu dezbatere. Ne vorbim aici de lucruri în care credem, pe care le susținem și în ultima instanță, dacă e o chestiune care să se finalizeze într-un fel, votul este cel care hotărăște. Ok, dar mă să se uitați că eu gândesc la fel față de asta? De asta vă rog, doamna, mă să nu spun care e formă de care. Da, explic și eu acest lucru, comparând cu alte devize de cheltuieli vă rog, spuneți. Acum, știți cum e? Aveți dumneavoastră experiență, nu puteți să comparați una pentru că în funcție din numărul de coduri, în funcție din starea drumului, în funcție. Sunt atâția factori, nu poți să iei și să împarți și să spui atât pe kilometru și aia e egal, pentru că ar fi simplu. Deci nu putem compara un drum cu celălalt, nu știu câte podețe, câte poduri, starea drumului, lății și așa mai departe. Situația politică. Ba da, am făcut specialitate, dar nu avem nimic, e punctul dumneavoastră de vedere. Numai cu rugămintea mea era să veniți în comisia specială să vă lămuriți și numai dacă, sigur, veneați aici și nu am înțeles sau între timp a apărut un element din noutate care nu l-am discutat în comisia specialitate sau nu l-am văzut. Aia era altceva. Dacă e fără gireată, vreau să vă rog, veniți cu... Desfacerea acestui curs, rigore betonate, 125 de metri cub, terasamente, zăpădură pentru sistemul rutier și acostamente, 8710, umplutură de pământ, lucruri laterale de 4-20 de metri, 10 bucăți,
o tensie tubulară de 800 de diametru de 800 de milimetri și camera de cădere în corpul drumului, două bucăți. O tensie tubulară de diametru de 500 de milimetri, la drumul laterale, 3 bucăți este 5 metri. Podeții cu elemente foarte... Da, Angelia, dar nu prea spre avut în probleme tehnice. Vă frumos. Așteptă-o, domnul administrator, vă rog. Intrați prea mult în detalii. În punctul meu de vedere sunt foarte va confuzii și aș vrea să le prezint și să le lămuresc. Vorbim de o investiție aprobată deja de dumneavoastră. Avem un contract de finanțare aprobat pe PNDR. Există finanțare. Acum discutăm doar de actualizarea unor indicatori, și anume acelor legați de forța de muncă, pe care, în urma ordonanței din Guvernul 114, prin care s-a stabilit ca salariul minim brut pe ramura construcției să fie 3.000 de lei, suntem obligați să actualizăm acest indiz. Astăzi, finanțarea o avem, totul este asigurat. Ce n-am înțeles eu, că s-a vedea ce a spus doamna consilier și, na, m-am uitat și sunt inginer constructor, nu știu cum ați calculat 8% aia. Nu, mie mi-e spus 2%. Proiectarea din total de fi general. 3. 400 de mii. 416 mii. 4 miliarde și... Da, 400. Total de fi general 18 milioane. 400 raportat la 18 fac cam 2%, 2,3% dacă trebuie să fiu mai exact. Mulțumesc frumos. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule administrator. Dacă mai sunt intervenții, domnul consilier Sorișova. Domnule președinte, pentru actul atenție și pentru a fi eficient în a desfășura dumneavoastră optimii ședințele, rugăm la începerea ședințelor la ședințele de plen să întrebați președintele comisiei dacă au fost probleme și sunt probleme în comisie, sunt probleme comisiei de specialitate. Să pun această întrebare, nu tehnicul, pur și simplu o întrebare, pentru că suntem în situație, sunt peste, avem 20, stăm la un subiect care, în mare parte, fără proștiță de cauză. Vă mulțumesc. Care și problemele să facem comisie? Asta mi se pare... Nu am spus asta, deci dacă vreau să vă uitați, să știți că de la kilometrul 17 la kilometrul... Nu, am înțeles foarte bine, doamna consilieră. Foarte, foarte bine am înțeles. Să știți că chiar foarte bine. Dacă colegii din aparatul tehnic v-au prezentat date tehnice, le-ați văzut și dumneavoastră în... material. Sigur că nu mulțumesc. Da, mulțumesc, care sunt. Dacă mai sunt adică. Dacă nu, vă supun spre aprobare în forma prezentată, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Sunt abțineri? Împotrivă? Doamna Ivanu, cu abțineri. Împotrivă. Niciunul. Deci proiectul de hotărâre. Tot legat de acest proiect, următorul punct al ordinii de zi, vă rog domnul vicepreședinte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat în realizarea obiectivului reabilitare și modernizare legii 117. Trebuie să vă reamintesc că prin contractul de finanțare numărul 3003 din 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a asigurat suma eligibilă de 15.178.268 de lei, astfel din valoarea totală a investiției de 18.898.409 lei, conform devizul general actualizat. Cheltuielile care nu se finanțează la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală sunt în sumă de 3.720.141 de lei. Fiind necesară adoptarea unui hotărâri ca consultățean în acest sens. Față de cele mai sus prezentate, vă spun spre adoptare. Da, este vorba, știm cu toții, este vorba de unele modificări, aduse modificări legislative în domeniul construcțiilor legate de salariile minime din domeniul construcțiilor și aici și alte cheltuieli care sigur că au avut o influență. Diferența față de contractul de finanțare s-a trebuit să suportăm din bugetul local.
dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare. Ce este pe aici? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu sunt. Vom veni sigur și cu celelalte proiecte care le avem fie prin PNRL sau prin FOR cu aceste modificări în fața dumneavoastră. Domnul vicepreședinte, probabil o să-i dăm mandat să meargă în sala mică a prefecturii pentru a semna deja protocolul pe care noi urmează câteva minute, o să fac oficiile de gazdă. Pentru că cei de la Ministerul Românilor de Pretutindeni ne-au însosit și chiar vă rog, înainte de să punem atenție dumneavoastră acest proiect al ordinii de zi, pe ordinea de zi a protocolului de colaborare între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Județul Bacău, instituția prefectului Municipiul Bacău și Aeroportul Internațional de Genescu Bacău în scopul organizării de reuniuni sau evenimente. E vorba de la solicitarea Ministerului, încheierea unui protocol privind cooperarea cu Județul Bacău, cu instituția prefectului, cu Municipiul Bacău, Aeroportul Internațional în vederea organizarea unor acțiuni comune, reuniuni, festivități sau evenimente necesare exercitării președinției României la Consiliul Europei. La acest eveniment se așteaptă o participare a unui număr estimativ de 50 de persoane, experți din diaspora din cele 27 de țări, precum și alți invitați. Pentru buna desfășurare acestui eveniment, în urma analizării propunerilor venite din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, s-a convenit încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Județul Bacău, Instituția Prefectului și Aeroportul Internațional de Pretutindeni. Prin acest protocol sunt stabilite rolurile și responsabilitățile fiecare părți în organizarea acestei acțiuni, protocolul având caracterul unui document cadru. Cu privire la responsabilitățile județului nostru, a Consiliului Județean, legate de organizarea și finanțarea evenimentului, se va întocmi un proiect separat, un proiect de buget, care va fi supus spre analiză și aprobare într-o ședință viitoare a plenului Consiliului Județean. Ieri a venit forma finală, deci fiecare din instituțiile pe care noi le-am menționat aici a trebuit să-și clarifice ce poate să facă și în cadrul acestei, în cadrul acestui protocol. Forma finală ne-a fost transmisă ieri de către Ministerul Românilor de Pretutindeni, de aceea am venit cu el la diverse astăzi și nu a fost prins în ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, vă supun spre aprobare, urmând ca în maxim jumătate de oră să fie și semnat acest protocol cadru. Referitor la Consiliul Județean, sunt câteva acțiuni care trebuie bugetate și vom stabili exact care sunt acele acțiuni și ce buget va trebui să-l aprobăm noi în Consiliul Județean. Vă supun spre aprobare acest protocol. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă. Și acum nu, mai avem unul, e vorba de actul adițional la contractul de delegare prin concesiunea serviciului de operare, instalații de deșeuri și depozitare. Vorba de contractul care l-am încheiat pe 16 aprilie și care a intrat în vigoare efectiv în operare de la 1 iulie. Ce vă spune? Este vorba de ordonanța de urgență a numărul 74 din 2018, care a fost aprobată cu modificări pe legea 31/2019 și a intrat în vigoare la data de 17 ianuarie 2019. Noi am, în baza acestui act normativ, am trimis adrese și la MRSC, ca să știm cum facem, care e modalitatea de calcul, am trimis adrese și la Ministerul Finanțelor, la ANAF. De la ANAF am primit răspunsul pe 28 aprilie, prin care s-a opinat această contribuție pentru economia circulară, stabilită în baza ordonanței 74, se include în baza de impozitare a TVA-ului, pentru care am finalizat documentul care stă în care am venit astăzi în fața dumneavoastră și stă în, ca anexat, anexă la expunerea de motiv. Vorba de actul adițional. Actul adițional 1
la contractul de delegare trebuie aprobat de toți cei 94 membri ALIS, adică 93 UAT-uri plus Consiliul Județean, după care el trebuie validat și aprobat în conducerea ALIS, AGA ALIS, și abia după aceea poate fi semnat cu operatorul pe instalații, operarea instalații și depozitare. Nu necesită, și trebuie să menționez asta, nu necesită nicio cheltuie suplimentară și nu supun presiunea asupra cetățeanului, pentru că în planul de actualizare a taxei speciale, întocmit am trecut și aprobat și de noi, este prinsă și această taxă, pentru că ea prevedea că de la 1 ianuarie să fie prevăzută cu un 30 de lei, putem să până la 80 de lei în rândul și lei. De pentru care am venit în fața dumneavoastră și sperăm pe întâi să semnăm actul adițional și atât cu operatorul pe instalații, cât și cu operatorul și vă spuneam în plata la calitate cu operatorul la proiectare și transport și să prezentăm măsurile care s-au luat și somația făcută de către Comitetul Județean în situație de urgență celor doi operatori pentru a relua serviciile de stabilitate în județul Bacău. Mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții la acest, dar nu vă supun spre aprobare. Cine este? Pentru? Abține? Împotrivă. Vă mulțumesc mult de tot. Vă doresc o zi bună în continuare și un an bun.